Ce aventură ne așteaptă azi? Hei, volante, încotro trebuie să pornim! Toată trupa este pregătită. Dino! Pe Atlas cu toții ne îmbarcăm, pe cerul albastru să navigăm. Fiecare zi o aventură, hai și tu acum la drum cu aventurile lui Dino. Întotdeauna ne distrăm, ne distrăm. Fiecare zi o aventură, hai și tu acum la drum cu noi cu aventurile lui Dino. Întotdeauna ne distrăm. Culorile Chicăi. Oh, ah! Pentru mine! Pentru mine! Hai, 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 hai. Atenție, prind-o! Pase, haide! Cacao, de ce ești așa de gânditoare? Păi, și șut! Uite de-aia! Bună, Volante! Bună, Volante! Sfârșit a ajuns! E noua mea poțiune strălucitoare! Am nevoie de ea pentru a face borcane cu curcubei strălucitoare! Ce frumos! Ai putea să-mi dai și mie un pic ca să-mi pun pe coperta jurnalului, nu-i așa? Uite, Chica! O să o folosesc pentru borcanele mele mai întâi și dacă mai rămâne ceva o să-ți dau și ție un pic, bine? O să iau doar o picătură din această poțiune pentru a pune puțin pe coperta jurnalului. Nici nu o să observe. Oh, Chica! Hei, ce s-a întâmplat? Ești galbenă din cap până în picioare. Da, arăți ca o rață de cauciuc. Ce? Oh, nu! Hei, Chica, ce s-a întâmplat? Este poțiunea. Eu am vrut doar să îmi pare atât de rău, Cacao. Am vrut să iau și eu un pic, dar am strănutat și apoi s-a întâmplat asta. Oh, nu! Hei, uitați-vă acum la ea! E ca și Cacao! Uite ce e, Chica, e în regulă, îți accept scuzele. Și eu sunt tristă, știu că nu trebuia să fiu egoistă. Dar știi ce? Poate că nu e atât de rău. Poate că mov e o culoare foarte drăguță. Mersi, Cacao. În primul rând trebuie să mă duc să aflu tot ce trebuie despre poțiune. Dacă e inhalată, aha, scrie că îți vei schimba culoarea atunci când strănuți, în funcție de dispoziție. Când ești fericit, când ești trist, când ești nervos. Ei bine, cel puțin se pare că are un antidot. Anti-ce? Antidot. E o doctorie care oprește efectul poțiunii, iar antidotul pentru această poțiune este planta cameleon. Crește doar pe îndepărtata insula iluziilor. Deci acolo urmează să mergem, nu-i așa, prieten? Desigur, să mergem! Aventurile lui Dino! Pornim! Insula iluziilor este recunoscută pentru pădurea eco-albastră, știți? Îi derutează pe cei care o vizitează. Lip, ești cel mai tare! Ești cel mai tare! Ești cel mai tare! Știu! Oh, acum ești albastră! M-am săturat de asta! Îmi vreau culoarea mea înapoi! Nu-ți face griji, Chica, sunt sigur că o să găsim repede planta. Unde o fi planta asta? Asta nu-i... Ce? M-ai făcut să sar! Stai puțin, te ajutăm noi. Pare că... Hei, dar unde e Chica? Aia nu-i planta cameleon. Nu, nu-i asta. Seamănă cu vocea Chicăi. E Chica! Chica! Unde ești? Nu poți locata aici, Dino! Te auzim, Chica, dar nu te vedem!
S-a camuflat și arată ca pădurea, Dino. Kika, am o idee! Te vom face să râzi. Astfel o să-ți schimbi culoarea și o să te putem găsi. Ok! Ce e un punct gri la Polul Sud? Nu știu! Ce e? Un pingri! Te-ai prins, Kika? Un pingri? Kika, ce i-a zis piticul unui alt pitic? Nu era așa, era cu zâna. Cum se sfârșește un meci de fotbal între pisici? Cu o rămâță! Ce-i un bob argintiu la dentist? O furnică cu aparat dentar. Astea sunt cele mai proaste glume pe care le-am auzit în viața mea. Uite-o, uite acolo. Vă mulțumesc! Ce fericită sunt să vă văd, prieteni! Și noi ne bucurăm, Kika! Bună treabă, băieți! Acum să găsim antidotul! Oh, iată! Cartea spune că mă voi vindeca dacă o miros de 3 ori. Ești pregătită, Kika? Cred că da! Unu! Două!